Ai avut o copilărie da, frumoasă? Da, fabulos. Fabulos. O copilărie normală și îndeajuns de mișto încât să-ți permită să spui că nu aveam nicio grijă. Știi? Cred că azi e de ajuns să spui doar că ai avut copilărie și atât, știi? Dacă ne raportăm la da, copii din da, ziua da, de azi. Da, da, da. Nu pot să spun că acum sunt cu totul alte... Sunt cu totul altele preferințele copiilor, da. Că mă uit la fimiu la 10 ani, cam ce face vis-a-vis de ce făceam eu atunci. Bine, faptul că el face tenis de performanță și a început să câștige da. Turnee și e foarte, foarte prins cu treaba asta și cu antrenamentele, ăsta e un lucru bun. Dar reversul cu accesul la tablete, device-uri, mai știu eu ce, care au venit oricum acum în anul ăsta ca un tăbălug în viața lor, deși erau mult prea prezente, știi? Dar faptul că a trebuit să facă școală online, să stea 4 ore cu ochii în tabletă și apoi nemai având unde să mai ducă pe afară să se joace cu copiii așa cum făceam eu, la 11... alte ore în tabletă. Eu de dimineață, sau cel puțin în vacanțe, de-abia așteptam, parcă văd, eu am stat la curte undeva în centrul Ploieștiului, dar la casă cu curte. Mă trezeam până la 9, auzeam păsărelele pe un copac, aveam meri, peri, cireși, aveam pe în grădină. Puh, de-abia așa, mâncam ceva repede și o tăiam pe afară, mă mai întorceam la prânz când veneau ai mei de la Dar visul tău care era? Adică cumva ți-ai proiectat, aveai acel obiectiv? N-aveam, visul meu era să mă joc. Să te joci, însă în ceea ce privește viitorul, nu știu, să ai copii, să ai o familie, să ai o meserie. Nu mă gândeam la așa ceva. Nu te gândeai de departe, nu? Mă gândeam să am bicicletă cu coarne și cu șa lungă, să mai știu eu ce, habar n-am ce... speranțe pentru vârsta respectivă. Acum depinde la ce vârstă mă întreb. Eu vorbesc de anii de grădiniță, de școală. Nu, de... să spunem așa, trecut de perioada adolescenței. Nu m-am gândit niciodată la... Noi suntem băieți. Băieții nu prea se gândesc așa. Mamă, ce aș vrea să am eu o familie și vreo 7 copii să mă tragă de turul pantalonului. Nu. Începeai să ai vise normale. Mamă, și mai știu la facultate să beau, să mă distrez până la cinimeaza. Să cunosc de gagici. Ți-ai lăsat acolo, eu știu, vreo mare iubire în Ploiești când ai plecat? A fost așa vreo despărțire? O mare iubire neîmplinită, nici ea nu știe cu iubeam. Da, era o fată, Laura, o colegă de școală generală. Însă alt nume te-a dat pe tine peste cap și cumva ți-a oferit cea mai frumoasă minune și cadou, Monica. Da, mă rog. Și începutul a fost unul atipic din ce am înțeles și din ce am citit. Practic fiecare era într-o altă relație. Da, am tot povestit asta. Ea pe punctul de a se căsători. Un lucru care, mă rog, a făcut să sufere multe persoane și din acest motiv nu vreau să insist de fiecare dată când trebuie să vorbesc de lucrul ăsta. Încerc să vorbesc mai puțin pentru că au fost oameni care au suferit. E că povestea așa până la urmă. A fost, na, da, dar decât să sufere într-un moment în care chiar ar fi încurcat mult mai multe persoane, s-a nimerit să fie cu 2-3 luni mai, înainte de nuntă și să ia hotărârea să nu mai facă pentru că s-ar fi, adică s-a gândit că s-ar fi s-ar fi ales praful și n-a de, fost și de acea voluntar, familie. N-a da, fost asta spun. Până la urmă s-a dovedit că n-a fost o toană așa de o seară. Suntem de 20 și deci asta s-a întâmplat. 99. Sunt 21, 22 99. Sau mai mult de ani? 99. Da, din 99 wow. până acum. Wow. Cât înseamnă? 22 wow. de ani, da. Cum a evoluat relația voastră? Crezi că este greu să fii în preajma lui Dan Capatos, jurnalistul, omul de televiziune? Asta trebuie să Știu că ar trebui să întreb pe ea, însă n-am șansa aceasta. Pe te întreb pe tine. Nu dau seama dacă e greu sau nu. Are o genul ăsta de relaxare, de a nu interveni, de a nu da buzna în viața e vorba celor, de încredere, e vorba celor de siguranță, din preajma de comunicare. Ei și atunci cred că asta salvează foarte mult din relație, din consumul relației. Știi? Pentru că dacă stai tot timpul să cauți, chiar dacă ai sau dacă n-ai suspiciuni, că dacă ai certitudine nu mai cauți. Suspiciuni și stai și cauți, da. De fapt poate sunt false și îți amărăști viața. Îți ocupi timpul numai cu asta, în detrimentul unor lucruri pe care ar putea să le faci cu familia. Corect. S-a rege praful, știi? Greutatea statului lângă mine, despre asta nu pot să vorbesc eu, pentru că nu mi se pare că este nu greu. Nu ți-a spus vreodată, ești foarte dificil, ești foarte, nu știu... Nu mi-a spus. Cred că sunt dificil prin simplu fapt că acasă nu sunt ca la televizor. Aici îmi consum toată energia. I love my life. Sunt
bărbați care se panichează, sunt bărbați care dau un pas în spate, sunt bărbați care sunt atât de entuziasmați încât nu știu cum să gestioneze situația. Cum a fost la tine? Panică a existat puțin, mai ales un pic din toate, cred. În care vii cu el acasă și îl vezi cât e de mic și de neajutorat. Și cred că am trecut prin toate acele stări prin care trec părinții. Se duceau să asculte dacă mai respiră noaptea. Când l-ai luat prima oară în brațe? E, prima oară l-am luat în ziua aia. În ziua aia, când s-a născut. Bravo, în sfârșit un tătic care a făcut asta din prima zi. Da, a ieșit asistenta. Pe mine m-au invitat și să asist la naștere. Dar nu era nicio... Nu mi se părea că e un spectacol să vezi sânge, mă rog, da, tot ce se întâmplă într-o sală de operație. Adică să-i mai și încurcă oamenii în cazul în care mă apucă vreo amețeală ceva. Exact. Și în momentul în care s-a născut, bine, Monica a făcut un gen de anestezie epidurală, cred că se numește, n-a fost adormită. Da, da. Și stăteam la telefon cu ea și practic l-am auzit pe el când a zis primul "a" la telefon. Deci l-am tu auzit, practic da, vorbea cu mine la telefon când năștea, când că da. Naștere se numește, dar e impropriu, când i-l-a scos în cutiuță. Dacă. Și a ieșit... doctorița pe hol. Să dai jos, mă gândesc, adică nu era în picioare, nu te-a luat... Nu, nu m-a luat, nu, stăteam în fața ușii holului care ducea la sala de naștere. A venit cu el, mă rog, îl spălase, îl aranjase așa, ta, când l-am văzut, zic, mă, că nu seamănă, nici acum mi se pare că nu seamănă cu mine, dar, cu un păr de la țepos, mă scuze, cu păr, un păr negru, brunet, în sus, explodat așa, boțit săracul, că l-a scos în locul la unde stătea stânt, da, zic, maică mea. Ce aici? Ce avem noi aici? L-au luat repede, mă rog, a doua zi să luminase, să albise. Se schimbă de la zi la zi, da. Mă rog, bucuria mea a fost că a născut vineri. De vineri până luni am stat mort. Toate cluburile. Ai cinstit toți prietenii. Da. Nu știu, și vineri și sâmbătă, cred că m-am făcut așa, petrece vreo 60 de băieți, de persoane, nu, mă rog. În ce relație ești cu divinitatea? Cred că normală. Ea mai auzit un răspuns care m-a urmărit toată viața. Bă, niciodată să nu răspund așa. Făcea un om pe deșteptul și l-a întrebat un om mai deștept decât el. În ce relație este cu divinitatea? Și el zice, de respect reciproc. Adică și pe el îl respecta Dumnezeu, înțelegi? Eu respect Dumnezeu, dar și el mă respectă pe mine. Adică am avut noi o vorbă. Cred că normală, având în vedere că bunica mi-a fost preot și am crescut în spiritul ăsta. Da. Fac rugăciunea în fiecare seară, nu dau cu capul de... icoane și de moaște și pe la biserică trec mai degrabă de rebelion când mă duc spre Bețian în centrul oraș. Dar nu cred că așa se măsoară numărul de vizite la biserică sau câte cruci ai bătut sau câte frunze de pământ în pragul bisericii. E o relație care cred că e cea mai intimă relație pe care o are un om și care nu trebuie neapărat, asta e părerea mea, expusă și care să faci paradă. Dar n-ai fost vreodată la un pas de moarte? Da. Ți-ai văzut moartea cu ochii, cum se spune? La modul ăla real, că vine locomotiva spre tine, ca în filmele proaste și tu încerci să te dezlegi după șina și după în ultima clipă aia are un macaz și o ia pe linia elantă. Bine, genul de film Stan și Bran. Am avut un moment în care am făcut acel atac cerebral ischemic. De un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă. Se întâmpla imediat după ce aterizasem culmea într-o mini-vacanță în Italia. Și eram pe undeva până Ancona, într-o zonă unde, adică cine spune de spitale românești, nu le-a văzut pe alea de prin zone date, mai puțin populate. Mă rog, ne duceam la niște fiind de ai noștri care au o vilă acolo. Din acest motiv eram într-o zonă mai puțin căutată, ea fiind foarte frumoasă de altfel, cu litoral. Cred că Ancona, Bari, nu mai știu, că de acolo oricum plecam cu mașina vreo două ore. Și pe avusesem un... puseu de tensiune, l-am simțit în avion, că începe în clipocească așa imaginea. Da. Când am aterizat, repet, nu mai țin minte, Bari, Ancona, un aeroport extrem de mic, avea un post de ăsta de cruceroși și prim ajutor. Mi-au dat un pe care oricum îl luasem și eu, să-l bag sub limbă, ăsta e tratamentul de urgență până vine personalul de specialitate să-ți acorde un tratament mai de Doamne ajută. Îmi trecuse, era ok și când am plecat cu mașina, repet, să facem drumul ăla de două ore, stăteam așa, mă uitam pe geam, mă, destul de turtit, îți dai seama, după treaba aia în avion, și zic, unde mi-o fi telefonul? Și că mă uit, telefonul era în mână și mi-am dat seama că nu mai simțeam telefonul. Și când m-am întors, eram, stăteam în față cu fiina mea, și când am început să vorbesc, mi-am dat seama că nu mai simțeam partea asta și, de fapt, toată partea. Și atunci am intrat în panică. Am ajuns la un spital de urgență acolo, care, repet, arată cam ca ale noastre după un bârlad dorogoi sau mai știu unde.
aveam un bon de ordine 400 și când a strigat la 150, acolo nu exista genul de urgență, roșii, albastră, verde. Erai la rând, într-o autogară de aia, ca la când autogara militară. Când îți vine rândul, atunci. Când îți vine rândul. Și când am văzut așa, deja am revenisem, zic, hai să mergem. L-am sunat pe profesorul Bojenaru, care era, mă rog, eram eu pacientul din Nezos Rodignească, că a murit de COVID acum în perioada. Cred că una dintre cele mai mari pierderi pe care le-a avut România. Un om extraordinar. Genul de doctor la care veneau pacienți în străinătate să le stabilească diagnosticul, pentru că ea pe acolo, mult mai mecher sau mai bine cotat decât el, nu reușeau. Mi-a spus ce să fac în prima fază și, mă rog, am venit apoi, am făcut toate investigațiile la el. Știa boala mea, a reieșit și din CT că am avut acest atac cerebral ischemic tranzitoriu. Asta înseamnă că a fost doar de scurtă durată, da. Dar cumva ei în limbaj neurologic, ăsta era anticamera atacului cerebral definitiv. Da. Și primele 48 de ore erau destul de delicate. Mă rog, am schimbat tratamentul și deocamdată acela a fost momentul. Okay. Ăla a fost un moment chiar rău. Rău, pentru că trebuia să parăm cumva în fața lui Andrei, să nu se prindă că e groasă treaba. Câți ani avea el atunci? Păi s-a întâmplat acum vreo 2 ani ceva, curând 8 ani, 7 da. Ani, 6, 7 ani, ceva. Da, mă rog, da. A trecut. Ce-ți dorești acum din tot sufletul? Ai vreo dorință? Visez la ceva mult special? Dorința pe care o am de când am început să conștientizez că îmbătrânesc și că am și probleme destul de serioase. Să rămânem cât mai mult timp sănătos sau să fiu cât mai mult timp, măcar așa cum sunt acum. Nu e grozavă situația, dar e staționară, având în vedere boala asta pe care o am. Adică faptul că când auzeam așa, când eram mai mic, când zicea cineva, domnule, dorim să fim sănătos, suna așa de bătrânicios. Clișei chiar, da, plictisitor. Dar îți dai seama, mai ales acum în pandemia asta, cam cât de important e totuși să fii sănătos. Cumva de aceea ți-ai și dorit ca Andrei să facă sport foarte mult, înțeleg că și el ți-a moștenit o afecțiune, dar nu foarte grav. Când prima oară de treaba asta, mama a luat presa pe tipul clickbait sau mai știu eu ce. Nu era cazul, o valoare mare a colesterolului. De ce afecțiune grozavă suferă băiatul ca patru? Nu, este un colesterol care nici măcar nu e atât de mare ca să fie comparativ cu titlurile respective, exact. Pe care l-am moștenit la mine și eu sunt cu un colesterol mărit, dar stau așa cu el de 30 ceva de ani. Doctorii se știu poate, nu e cea mai gravă că problemă. Nu, faptul că e mare e o problemă. Dacă ar fi crescut sau dacă ar fi în creștere permanentă ar fi o problemă, dar dacă e constant mare de 30 de ani, înseamnă că așa ești tu genetic construit și așa ești el. Dar nu cu niște valori de-astea uriașe, cu 10-20% mai mult decât era normal. Dar descoperindu-l la o vârstă la care nu putea lua medicamente, toți au zis, domne, sport intensiv ajută, arde grăsim sau mă rog. Și așa s-a și întâmplat, de la 8 luni. Da, exact. Da, bine, analiza nu era. Descoperiți simplu la 6-7 ani. Doamne ajută, Dan, să fiți cu toții bine. Pași și fericiți în continuare. În continuare. Audiență, căci lumea nu înțelege, dar chiar sunt importante pentru da, noi și să ne revedem cu binea ta viitoare. Sigur, mai avem foarte multe de vorbit. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult.